Salut, salut! După cum v-am promis și după cum probabil vă puteți da seama, astăzi vreau să vorbim un pic despre ce cadouri puteți să le luați celor dragi. Am compus un ghid de cărți pe care eu fie l-am făcut deja cadou cuiva, fie vreau să le fac cadou în viitorul apropiat, pentru prietene cei mai bune, frați, mamă, tată, etc. Prin urmare, avem 7 categorii de persoane dragi, ca să zic așa, pentru fiecare am ales câte 2 cărți. Este o selecție de cărți atât în engleză cât și în română. Dacă volumul a apărut la noi în traducere, o să vă dau varianta în română, cu prețul în lei, evident, ca să vă puteți face o idee și din punctul de vedere al bugetului. Începem bine, deoarece la această categorie nu am absolut nicio carte să vă arăt, deoarece nu au fost publicate în România, încă, din câte știu eu. Dar sunt 2 cărți care mie mi se par foarte utile, fie pentru prietena voastră cea mai bună, fie pentru o soră, fie pentru o colegă cu care vă înțelegeți mai bine, în orice caz pentru o fată, să zicem, adolescentă sau mai sus. Prima carte este Girl Online, de Zoe Sugg. Din câte am înțeles, cartea o să apară la editura Epica, dacă nu mă înșel, în curând, probabil se va numi Fata Online, îmi închipui. Pentru cine încă nu știe, Zoe Sugg, sau Zoella, este o youtuberiță, beauty guru, vlogăriță, something something din Marea Britanie, care în momentul de față, dacă nu mă înșel, are peste 6 milioane de subscriberi, o nebunie de genul acesta. Este o tipă foarte dulce, care mie îmi place foarte mult, îi urmăresc toate videoclipurile și mi se pare că ar face un cadou foarte frumos. Cartea asta este o carte de ficțiune scrisă de ea, și chiar cred că o să-și pună, sau și-a pus de fapt că a apărut cartea în engleză, un pic din stilul ăla foarte cute în carte. Prin urmare, mi se pare că ar face un cadou foarte frumos. Al doilea cadou este unul un pic mai practic, ca să zic așa, deși în mod normal nu recomand manualele sau cărțile de how-to, pentru că nu mi se par în mod special cine știe ce. Această carte cred că este utilă oricărei fete care este cât de puțin interesată de zona de machiaj și de frumusețe. Este vorba despre cartea de make-up Bobbi Brown. Din câte știu eu, nu a apărut încă în România, însă credeți-mă pe cuvânt că am văzut-o. Are o mulțime de poze, deci este semi-irelevant faptul că este în engleză, deoarece tutorialele foto din această carte sunt atât de bine făcute încât nu ai nevoie să înțelegi fiecare cuvânt în parte. Pentru categoria de frați sau prieteni cei mai buni, am niște cărți care sigur, sigur le-ar plăcea orice vârstă ar avea. În primul rând este vorba de trilogia Millennium, asta, imensitatea asta de aici. V-am spus deja cât de mult mi-a plăcut această serie apărută la editura 3 sub numele de Millennium. Fiecare volum din serie costă în jur de 30 de lei. Dacă sunteți un pic mai strâmtorați cu banii, puteți să luați, evident, doar primul volum, să lăsați persoana respectivă să decidă dacă vrea să și le achiziționeze și pe următoarele. Dar credeți-mă pe cuvânt, este o serie care merită. Dacă nu ați citit-o nici voi, duceți-vă să o citiți, pentru că este absolut bestială. Este o carte polițistă, thriller, mystery, deci nu este niciun fel o carte de fete. Așa că sigur le va plăcea extrem de mult. A doua serie care mie mi se pare potrivită pentru frați sau prieteni cei mai buni băieți este 1Q84 de Haruki Murakami, apărută la editura Polyrom. Este o serie pe care eu i-am făcut-o cadou fratelui meu la un moment dat, deci vă recomand în cunoștință de cauză, ca să zic așa. Fiecare volum, din nou, costă în jur de 30 de lei, din nou puteți să achiziționați doar primul volum și să lăsați persoana în cauză să decidă dacă vrea să continue cu seria. Dar am înțeles că este o serie excepțională și, în general, eu recomand Murakami oricui, deoarece este un autor desăvârșit din punctul meu de vedere. Să trecem la partea un pic mai romantică a acestui videoclip. Sunt cărți mai sensibile, ca să zic așa. Prima mea alegere este Orice carte doriți de Cecilia Ahern. Este o autoare care mie îmi place foarte mult, este foarte sensibilă și foarte romantică, fără să fie grețoasă din punctul meu de vedere. Aici am Pese te iubesc, de la editura All, și 100 de nume, tot de la editura All, bineînțeles. Fiecare volum costă, în general, între 25 și 35 de lei, depinde de când a apărut, evident, și de grosime, probabil. Dar sunt convinsă că fiecare carte de Cecilia Ahern este foarte, foarte, foarte frumoasă și, în general, scrie lucruri foarte de suflet, ca să zic așa.
Următoarea carte este apărută în română la editura Epica și este vorba despre Dragostea mea mi-a dăruit. Am uitat să verific prețul, dar sigur o să las în descrierea de mai jos. Este vorba despre o colecție de povestiri coordonate de Stephanie Perkin și, în general, sunt autori foarte cunoscuți precum Rainbow Rowell, care mie îmi place extrem de mult, sau Jenny Han, care am auzit că este foarte populară în afară, așa că sigur va fi o lectură foarte plăcută. Eu nu am citit cartea asta deocamdată, dar fiți pe fază, deoarece s-ar putea să aveți o surpriză. Dacă mie și celorlalți prieteni de-ai mei implicați în Cartepidemia ne iese proiectul ăsta, s-ar putea să aveți un live show Cartepidemia mult mai curând decât v-ați fi așteptat. Să trecem acum și la băieții sau bărbații din viața voastră. Prima carte pe care vreau să vă arăt aparține de fapt prietenului meu și o țin o statică de vreo 4 ani. Este vorba despre Transmetropolitan, un roman grafic care arată cam așa. Dacă mă întrebați pe mine, este foarte urâtă și foarte nașpa, deși povestea în sine e foarte frumoasă, dar e plin de monștri și oameni plini de tatuaje și chestii de genul. Dar am învățat să nu mă mai leg de chestia asta. Am învățat că asta le place unora dintre băieți. Aia e. Dar, obiectiv vorbind, este un roman grafic foarte, foarte, foarte popular și foarte bine cotat și povestea în sine e foarte frumoasă. Deci, dacă nu vreți să mergeți pe Transmetropolitan, cu siguranță sunt multe alte romane grafice care merită, de exemplu Watchmen e foarte tare, Sandman, din nou, e foarte mișto, sau, prietenul meu o să mă ucidă că zic asta, graphic novels Mouse, sunt două la număr. Mie personal mi-au plăcut extrem, extrem, extrem de mult, lui mai puțin, dar mi se pare că sunt foarte bune pentru oamenii care nu sunt pasionați de graphic novels de la început. Adică Mouse a fost primul graphic novel pe care l-am citit eu și mi-a plăcut foarte mult, dar pot să înțeleg de ce pentru un obsedat de graphic novel sau pentru cineva care știe foarte bine stilul s-ar putea să nu fie atât de tare. Oricum ar fi, cred că ideea de graphic novel este foarte bună pentru un cadou pentru prietenul vostru. Și următoarea carte cred că nu o să fie nicio surpriză pentru nimeni. Este o carte pe care eu i-am făcut-o cadou prietenului meu. Este vorba despre Urzeala tronurilor, apărută la editura Nemira. Din câte am văzut la ei pe site, fiecare volum costă cam 50 de lei. Dar eu zic că merită, deoarece este o serie după care sunt înnebuniți extrem de mult oameni. Este un serial foarte popular, așa că sigur, sigur o să le placă foarte mult. Și am ajuns în sfârșit și la categoria părinți, deoarece știu că de groaznic de greu e să găsești ceva frumos pentru părinți. Mele, de exemplu, i-am luat într-un an o carte care cred că i-a plăcut foarte mult, ea cel puțin așa a zis. Și cred că orice carte din această serie ar fi foarte, foarte, foarte frumoasă. Este vorba de Cărțile regale, apărute la editura Curtea Veche. Am aici Crăciunul regal, o carte absolut minunată despre care v-am mai povestit deja, este super, super, super tare. Sau Poveștile Reginei Maria României, o carte cu povești scrise de Regina Maria României, evident, povești pentru copii, dar care sunt atât de frumoase și atât de warm and fuzzy, încât sincer este cadoul perfect de Crăciun. Sunt mai multe cărți în această colecție, astea două sunt preferatele mele. Din ce am văzut pe site, fiecare volum costă în jur de 35 de lei, cam așa, depinde din nou de volum, dar nu prea depășesc 40 de lei, deci nu e un cadou extrem de scump. Și a doua carte care, din punctul meu de vedere, este potrivită pentru mame este Madame Mallory și micul bucătar indian, apărută la editura Humanitas. După cum probabil știți, a apărut și un film bazat pe acest roman. Nu am citit cartea, dar am înțeles că este foarte, foarte, foarte frumoasă. Cartea costă 32 de lei, din nou un preț cât de cât asemănător cu ce am avut până acum și, sincer, cred că le-ar plăcea foarte mult mamelor voastre. Și acum cea mai grea categorie dintre toate. Este absolut imposibil să iei cadou taților, Doamne ferește, deci nu există așa ceva. Am găsit însă două cărți care ar putea să le placă taților voștri, chiar dacă sunt sau nu amatori de ficțiune. Tatăl meu, de exemplu, nu este amator de ficțiune, așa că vă dați seama cât îmi e de greu să-i găsesc o carte pe plac, dar poate taților voștri le place ficțiunea. Prin urmare, prima carte pe care vreau să vă arăt este La noi când vine iarna, de Mircea Diaconu, apărută la Polirom la prețul de 24 de lei. Cartea asta este pe read listul meu de foarte multă vreme, de 2 ani, cred, de când a apărut, 2 sau 3 ani. Au citit-o destul de multe persoane în jurul meu și toată lumea a zis că sunt absolut minunate. A citit-o și bunicul meu și i-a plăcut foarte mult.
Prin urmare, este o carte care cred că ar putea să fie potrivită tatălui vostru dacă citește ficțiune în mod normal. Și acum vreau să vă arăt o carte pe care tatăl meu a primit-o de ziua lui, nu de la mine, de la niște colegi, dar de care a fost foarte încântat, așa că s-ar putea să fie o alegere bună și pentru tatăl vostru. Vă avertizez că este un pic cam scumpă, costă 150 de lei, dar dacă aveți buget sau dacă vă combinați cu frate, mamă, ceva la cadou, s-ar putea să merite. Este vorba despre un monstru de carte, anume Istoria ilustrată a lumii, apărută la editura Litera. După cum puteți vedea, este în parteneriat sau editată de National Geographic, nu știu exact. Este imensă, dar foarte, foarte, foarte frumoasă, cu multe poze. Tatăl meu a fost, după cum v-am zis, extrem de încântat de acest cadou și cred că și tații voștri ar fi la fel de fericiți. Și am ajuns în sfârșit și la ultima categorie. Dacă aveți copii în viața voastră, fie că sunt ai voștri personali, deși mie e cam greu să cred, fie că aveți verișori, finuți, frați mai mici, mult mai mici, mult, mult mai mici, sunt convinsă că vreți și lor să le luați un cadou frumos de Crăciun. Și mie, sincer, vă spun, mi se pare extrem de important să îi obișnuim pe copiii mici cu lectura cât se poate de repede. Cartea pe care o vedeți aici este o carte apărută la editura Egmont, costă 55 de lei, dar credeți-mă că orice fel de cărticică, cât de subțire sau cât de groasă ați găsi cu Winnie the Pooh, sigur o să le placă foarte mult. Iar a doua carte pe care vreau să vă arăt este din nou extrem de populară pentru copiii de la noi. Este vorba despre Charlie și fabrica de ciocolată, de Roald Dahl, sau cum s-o pronunța. A apărut și la noi, la editura Arthur, și costă 30 de lei. Asta a fost tot pentru videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că ați găsit puțină inspirație în cărțile pe care vi le-am arătat. O să vă rog să-mi spuneți în comentarii ce cărți ați face voi cadou persoanelor dragi. Și nu uitați că săptămâna viitoare o să ne întâlnim cu un videoclip din nou de Crăciun în care vreau să vă povestesc ce oferte sunt pe site-uri, ce campanii sunt în derulare în preajma Crăciunului. O să închei videoclipul aici, deoarece încep să-mi cam pierd vocea, dar sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un thumbs up acestui videoclip și să apăsați subscribe, butonul roșu de mai jos, ca să puteți fi la curent cu toate videoclipurile pe care eu le voi mai face. Până săptămâna viitoare, pa, pa!